Bună seara, sunt Măriuca Androne și te invit la o nouă ediție specială. Aici unde l-am invitat pe Lucian Lungoci, deputat PSD Constanța. Bună seara, domnul Bună seara! deputat. Domnul deputat, mă uit așa la dumneavoastră și mă întreb cu ce să încep. Să încep să vă întreb cât de vesel sunteți, mi se pare total deplasat în contextul actual. Să întreb cât de supărat sunteți, iar zic eu că hai să ne ajungem până acolo. Atunci o să vă întreb direct și o să vă spun așa. Astăzi, miercuri seara, de fapt, greșesc. Miercuri seara, guvernul demis, Florin Cățu, că e demis, Doamne iartă-mă, e căzut la moțiune, a început să arunce cu bani. Știți? Avea el un fond de rezervă pe care nu știu de ce mi se pare uneori că îl consideră ca din foaia lui dotală, nu știu, poate greșesc eu, și a început să împrăștie cu bani. Dar știți cum am început să împrăștie? Știți mai bine decât mine. A prăștia vreo 80% către primăriile PNL, vorbesc de nivel central, și restul, 20%, către primăriile PSD. Domnul Lungoci, întrebarea cu care aș vrea să încep această emisiune, pornind de la nivel național, de ce credeți dumneavoastră, deputat PSD, fost director a RAJDP, trăitor în Constanța, om care aveți un copil, care trăiți într-un apartament absolut obișnuit, Normal, da? ca Și toți lumea. plătiți ca toți ceilalți și factura la energie și factura, da? De ce credeți că premierul demis de o moțiune al României, sau premier, încă eu nici mai știu cum să-i spun, a trebuit să facă noaptea ca hoții o împărțire de bani în halul acesta, ca să nu spui altceva? Ce a avut în cap? Care au fost motivele? Exact noaptea ca hoții, imediat după ce a fost demis printr-o moțiune, este incredibil, este cel mai urât, cel mai deplorabil premier. A fost un record negativ, 281. 281 de voturi împotriva unui cabinet, unui ministru, unui premier. Este recordul absolut în 30 de ani de democrație în România. Acest guvern și-a luat cele mai multe voturi negative la o moțiune de cenzură. Imediat după acel vot, noaptea ca hoții au împărțit 1,1 miliarde de lei. Domnule, aveau voie. 1,1 miliarde de lei. Ok. Teoretic, aveau voie, dar aveau voie respectând niște reguli, niște principii. Nu discreționar și numai pe criterii politice, pentru că, așa cum a spus la începutul emisiunii, au fost dați numai pe criterii politice, dirijate sumele 80% către primăriile conduse de primari PNL și UDMR Și și 20 restul PSD către și ce mai PSD fi. și Vă alți întreb primari. întrebare. Domnule, nu există o formulă, adică nu există niște limite fieși ale bunului simț în care se Doamna împart Monica, niște bani? există asemenea formule, se ia în calcul numărul populației, se ia în calcul solicitările pe Domnule, care le au o să ajungem primăriile, la o listă și dacă ține cineva, da, vă rog. cheltuielile pe care le au primăriile de funcționare, că sunt bani direcționați pentru funcționarea primărilor. Eu nu pot să-mi spui că o primărie, ca să funcționeze din două localități cu, să spunem, același număr de locuitori, două primării Da. cu poate același număr de funcționari, aparat similar ca număr, Bun. două primării care au în subordine un număr egal de sate. Nu poți unei primării să-i dai 50.000 de lei care are un primar PSD sau să nu-i dai niciun ban, niciun leu, că avem și cazuri în care nu s-a dat absolut nimic, și unei primării că e condusă de un PNL să-i dai de la 360.000 de lei în sus. Nu se poate așa ceva. Ei, nu Doar, se poate, ba ba se da, poate, vă arăt eu. vedem, da, vedem că se poate. Mă scuzați. Este clar o plată, o mituire. Și mi-asum ce spun, am mai spus-o în alte emisiuni, că s-a mai întâmplat lucrul ăsta, nu suntem la prima abatere. Din nefericire, Dacă ne da. aducem aminte și în plină campanie electorală, anul trecut, în luna noiembrie, guvernul Orban de data aceea a dat, la fel a împărțit banii la sfârșit de an pentru echilibrarea bugetelor, pentru a asigura funcționarea primărilor, la fel pe criterii politice, a fost o mituire Dar s-a întâmplat ce acum? a primarilor PNL în perioada respectivă. Acum este o mituire, o șpagă dată primarilor PNL care l-au votat pe omul ăsta președintele partidului. A promis că le va da bani, că îi va cumpăra, că îi va răsplăti și a făcut-o. Când a făcut-o? După ce a fost trântit, după ce a fost demis. Pe vremea guvernării PSD,
Totuși, haideți că n-ați fost chiar iconițe de pus la închinat, da? Pe vremea guvernării PSD poate se întâmpla invers. Adică mergeați la PSD, sigur, niciodată. Dar luăm cifre și ne uităm că știți că au fost foarte multe discuții. Că era un algoritm al Ministerului de Finanțe, al Ministrului de Finanțe, Teodorovici, și erau discuții în județ, mă, cum naiba ce algoritm, că primările PNL primesc mai mulți bani decât primările PSD. Au fost tot felul de discuții. Nu s-a întâmplat niciodată o împărțire atât de discreționară cum e cea de ieri, de ieri noaptea, cum a fost cea de acum un an de zile. Repet, conform legii avea voie, fiind un guvern demis, putea avea voie, putea să facă, dar nu pe aceste criterii strict politice. Bun. La Constanța, deci la nivel național, am explicat. 80% acolo, 20% aici. La Constanța mai este tragic. Și mai aici. Și citez, da? La primăriile PNL, într-un procent de 90,97%, ceea ce înseamnă 64.992.000 de lei, am zis bine, da? La primăriile PSD, domnule, eu n-am știut ce să fac când a fost asta, domnule, poate mi se pare, poate nască 2,27%, am zis bine, da? Ceea ce înseamnă 1.619.000 de lei, da? Și, important, către Consiliul Județean a plecat suma de 4.826.000 de lei, ceea ce înseamnă 6,76%. Bun, ce a făcut premierul? A luat așa, a avut un tabel. Bun, întreb. Și a zis, năvodă, nu, negru vodă, da, Agigea, nu, îi ajunge, Techilgul, așa se produc lucrurile acestea. Nu, doamna Mărică, vă garantez că n-a stat nimeni la guvern, n-a stat nimeni la guvern să aibă 3500 de localități cine, în doamne, față și să întrebe pe cineva, bă, care e PSD, care e PNL. Sunt 3500, peste 3500 de OAT-uri la nivel de țară. A făcut-o fiecare prefect din județ. Principalul vinovat, deci dacă discutăm de județul Constanța, vă garantez că principalul regia, vinovat... Regia, dacă poate, cât vorbim, să ne dea că avem principalul această vinovat listă. Este prefectul județului Constanța, care a trimis cu siguranță un astfel de tabel la guvern. Și vă spun un lucru. Câțu va spăla pe mâini, da, și va spune, și va spune nu, n-am nicio problemă, așa mi-au venit din teritoriu. Așa mi-a venit de la prefecturi. Vă spun că se va spăla pe mâini. De ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că la ceea ce s-a întâmplat ieri, reacția... Deci vorbim de lista pe care o avem acum pe ecran, lista, da? Din județul Constanța. Bun. Reacția conducerii PSD la ceea ce s-a întâmplat este că în perioada imediat următoare va depune plângere penală împotriva premierului Cățu. Ajungem și acolo. Vă spun, vă garantez că premierul se va spăla pe mâini și va da vina pe prefect. Mai întreb o dată. Deci, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, prenume penelist, da? A făcut o listă de asta, da? Și a scris sumele? Cu siguranță. Sau cel puțin a indicat cu culoarea politică, dar eu spun că a scris și sumele. De capul lui sau l-a avut în dreapta pe președintele Consiliului Județean și în stânga pe primarul Constanței? Sau în dreapta pe Bogdan Huțucă, președintele PNL, și în stânga pe Septimul Bolceanu, vicepreședinte? M-am uitat. Apare o comună Ion Corvin. O să ajung și la eu. Dacă... Da, eu, Dumnezeule mare. Doamna, apare o comună, da, Ion Corvin. Ce sumă are alocată? 5 milioane de lei. Credeți că premierul Câțu sau cineva de la Guvernul României știe unde este localitatea Ion Corvin din județul Constanța și câte sate are în componență și câți locuitori? Nu știe. A primit pe o listă, pe un tabel, de ce să scrie acolo 5 milioane de lei pentru comuna respectivă. Efectiv, stau și mă întreb, mă uit la listă, mă uit, este afișată și la noi, mă uit și la dumneavoastră, îmi pare rău că nu pot să mă uit și la prefect, l-am avut aseară în direct, da. Uitați, na, am ratat-o, da? Și mă întreb cine ce are cu locuitorii din Cumpăna, Oltina, spuneți-mi, domnule, primărie, pe Cineaga, Limanu, Năvodat. Dar vedem ce se întâmplă în țară de 2 ani de zile, din 2019, de când a intrat la guvernare această coaliție de dreapta, că a împărțit România în două. A împărțit România între peneliști și pesediști, între oameni care trebuie să sufere că au avut curajul și au votat un partid de stânga și a ieșit un primar de la PSD și orașe, localități care au votat PNL. A împărțit țara în două.
Sunt locuitorii acelor localități, sunt vinovați cu ceva, sunt condamnați la subdezvoltare? Dacă tot vorbim de condamnați, da, știți că s-a acreditat în ultima perioadă o sintagmă care mie nu-mi place, locuitor de mâna a doua, chiar nu-mi place. De multe ori se spune, uite, ia sunt locuitori de mâna a doua pentru că ei primesc bani mai puțin. Repet, știu că o să vă enervez, dar repet, nu cumva și guvernarea PSD a avut locuitori de mâna a doua din PNR și o să vă spun de ce vă întrerup, pentru că aici la noi, da, primarul de la domnul Grameni, Mihai Viteazu, da, s-a plâns foarte tare și a zis, domnule, eu n-am primit niciun ban pe vremea guvernării PSD, e normal, e rândul nostru. Doamnă, vă explic și eu imediat. Asta, domnul, vă spun deputat, imediat de ce n-a primit. Ascultați-mă o secundă. Gândirea aceasta cu e rândul nostru, să știți că am remarcat-o la mulți primari liberali cu care mai vorbesc, cu toate că ei nu doresc să spună un cuvânt, da? Și ei zic la fel, domnule, dar până la urmă e rândul nostru, domnule. Cât au fost ei la putere, i-au dat și acum e rândul nostru, să ne dea nouă. Ce facem? Până au trecut... Tot văd această discuție. Sunt 4 ani de mandat PSD 2016-2020, Consiliul Județean condus de Horia Țuțuianu. Da. Și apare, a tot apărut această discuție cu câteva exemple de primari PNL care poate în 4 ani de zile, nu contest, poate n-au primit niciun leu. Dar haideți să vă spun, să explic, să înțeleagă toată lumea de ce n-au primit. Nu că nu i-a dat administrația PSD, Consiliul Județean condus de Țuțuianu, că nu i-au dat liberalii. Și vă explic de ce. Când veneau sumele defalcate din TVA pentru județul Constanța, nu știu, 10 milioane de lei, vă dau un exemplu. Exista o comisie la nivelul Consiliului Județean formată din reprezentanții tuturor partidelor care aveau consilieri județeni. Se întâlnea acea comisie. 50% din sumă se ducea către localitățile PSD, vă dau matematic, 40%. Nu spuneți asta că mai zis cineva. Ascultați-mă, 40% plecau către localitățile PNL, 5% da. PMP, 5% ALDE. Bun. Asta era atunci. Bun. Când deci era tot o alocare politică, dacă stau bine și mă gândesc. Da, domnule, ascultați-mă un pic. Când cei de la PNL aveau 4 milioane de lei din cele 10 alocate, își luau lista la ei la partid, și din 20 și ceva de primării, ei stabileau cui îi dădeau. Deci el dacă săracul cineva, primar de la Mihai Viteazu a fost sărit 4 ani la rând, nu că nu i-a dat Țuțuianu bani, că nu îi dădeau colegii de la liberali. Că aș Marian Crușoveanu. Nu știu cine de la ei, eu te îl tăia. Marian Crușoveanu pentru că am văzut cu ochii mei o hârtie cu scrisul Marian Crușoveanu. Deci domnul primar de la Mihai Viteazu sau alt primar PNL care n-a primit sume din aceste alocări, nu că nu-i dădea cineva de la PSD, că nu-i dădeau colegilor de la liberali. Până una alta, la momentul acesta este mai mult decât clar. Premierul Cuțu a aruncat pe piață, puneți ghilimelele, pe piața liberală ca să-și mulțumească cei pe care l-au votat. Și a cumpărat voturile, efectiv. Bun, perfect, și a cumpărat voturile, da? Alocările, spuneți dumneavoastră, alocările. Localitățile și sumele mai degrabă sunt făcute de prefectul Constanței, cu siguranță. Probabil președintele Consiliului Județean Constanța. Deci și dacă am avea posibilitatea să-l contactăm pe domnul premier Florin Vasile Cîțu și să-l întrebăm, domnule, ați auzit de localitatea Ion Corvin din județul Constanța? Cred că n-a auzit. În schimb, sunt sigură că a auzit de comuna Limanu, a auzit de Vama Veche, că doar acolo s-a dus să-și bea cafeluța și îl avem în legătură telefonică directă pe Dan Georgescu, Taman, primarul de la Limanu. Bună seara, domnul primar! Bună seara, bună seara! Domnul primar! Ne reauzim, da? Domnul primar! În contextul ăsta, da? Iertați-mi gluma deplasată, dar o să o fac. De acum încolo nu o să vă mai zic Dan Georgescu, primarul de la Limanu, o să vă spun Dan Georgescu, primarul 50.000. A câta oară primiți suma asta de 2 lei? Totuși e mai bine, pentru că până acum putea să-mi spuneți primarul 25.000. Ați mai urcat un pic. Bun, ce faceți cu suma pe care a binevoit să vă trimită premierul Cîțu? Ce faceți cu ea, domnul primar? Păi ce să facem? Cred că v-am spus și în declarația dată de către noi că ce să facem? De bun simț o să investim dotările de la școală. Exact asta am spus, pentru ca copiii de la noi din localitate să învețe cum e bunul simț, adică ceva ce domnul Cîțu nu prea are, din punctul meu de vedere.
Domnul primar, Asta o să facem. Vă rog, de ce credeți că v-ați ales cu o sumă de aceasta care este, ce să vă zic, să compar cu 362 pe la Albești, să compar, nu mai zic, să mai zic de Techir Ghiol cu 7.000, nu cu 5.000, să mai zic de Ion Corvin. 5 milioane, mă scuzați. Mă scuzați. Să mai zic vorba domnului deputat de Ion Corvin cu 5 milioane, nu mai spun. De ce credeți că vă dați seama, acele localități probabil își vor acoperi investițiile actuale sau viitoarele investiții în rețeaua de gaz, din câte știu că cam asta era durerea lor. În schimb, Comuna Limanu a fost nevoită, deși a făcut solicitări repetate pentru a fi ajutată, pentru a-i se finanța această investiție, noi a trebuit să ne luăm un credit pentru a avea o rețea de gaz în Comuna Limanu. Domnul primar, știți cum e vorba, o vorbă din popor spune că răzbunarea este arma prostului. Asta e. Credeți că a fost o răzbunare? Da, bineînțeles, este o răzbunare a organizației județene PNL împotriva tot ceea ce există PSD în județul Constanța. Deci ne întoarcem la spus ce a spus domnul deputat, da? Pentru că este foarte important din punctul meu de vedere. Nu am auzit ce a spus domnul deputat, dar mă bucur că avem, avem aceeași gândire. Deci cred că este foarte, din punctul meu de vedere, este o chestiune foarte importantă. Trebuie să înțeleg în felul următor, da? Că s-a întâlnit conducerea PNL-ului Bogdan Huțucă cu Septimiu Bourceanu, cu prefectul Constanței, da? Cu președintele Consiliului Județean Constanța și eu cred că a fost și primarul din Constanța, dar poate mă înșel, da? S-au întâlnit. Eu știu că noi am primit o adresă, ca să intru mai exact. Vă rog. Deci noi am primit o adresă în data de 20 ianuarie, da? Da? În 20 septembrie, da? Prin care ni se solicita să prezentăm ce nevoi urgente pentru efectuarea de cheltuieli urgente până la sfârșitul anului are nevoie instituția noastră. Bun. Deci dacă cineva poate veni să spună că vreo primărie sau cel puțin primăria Limanu nu a solicitat conform acelei adrese, da? Nu a solicitat sumele necesare pentru comunitatea noastră, va minți. Ce sumă a solicitat domnul primar? Prin care am solicitat toate sumele de care noi aveam nevoie pentru efectuarea de cheltuieli urgente până la finalul. Puteți să-mi spuneți care este suma și pentru ce anume, vă rog? Nu pot spune. Deci suma totală solicitată de către Comuna Limanu era de 2.186.120 de lei. Da. Da? Și reprezentau cote de cofinanțare pentru diferite proiecte pe care noi le avem în desfășurare și unde avem dificultăți în a le identifica în acest moment. Da? De iluminat în localitate, proiect pentru iluminat în localitate, reabilitare, modernizare, cămin cultural în Comuna Limanu, unde avem iarăși cota noastră de cofinanțare, reabilitare, modernizare, extindere, școala gimnazială numărul 2 din Limanu, un proiect foarte important pe care îl avem cu Raja, de exemplu, stație de pompare și stație de clorare Limanu, rețele de apă Limanu, da, și rețele de canalizare Limanu, unde avem cota noastră de finanțare de 919.000 de lei. Și am înțeles, deci aș cerut bani pentru niște chestii serioase, pentru niște chestii absolut urgente nu pentru comunitate, da? Proiecte bun care sunt în derulare și unde noi avem... Bun, vorbim de cofinanțare. Când ați început cu cofinanțarea, deja am zis, asta este. Bun, ați trimis, a solicitat, ați explicat pentru ce nu faceți festivalul, nu mai faceți cum a fost. Avem pe care l-am prezentat prefecturii. Perfect. Dar uite că ne-am ales doar cu 50.000 de lei. Știți care e problema? Cum o văd eu? În primul rând, în momentul în care s-a permis ca funcția de prefect, da, să fie politică, să fie oficial, să fie politizată, a fost o mare greșeală. Momentul în care prefectul județului Constanța este și prim vicepreședintele organizației municipale PNL Constanța și prim vicepreședintele organizației județene PNL Constanța, s-a închis orice pentru primăriile PSD din județul Constanța. Și o ultimă întrebare, dacă mai vine premierul Florin Cîțu în vamă, îi faceți o cafea cu caimac pe dreapta, poate să mai gândește și vă alocă și noastră bani? Păi nu știu, mie îmi pare rău, pentru că dacă era într-adevăr prim-ministrul României și era un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, când venea în Vama Veche nu venea pe ascuns
și putea să se întâlnească, să bem cafeaua împreună și prezenta realitățile din localitate. E un sfat prietenesc, invitați-l și serviți-l cu o cafea cu caimac pe dreapta. Invit, nu, am să-mi invit. A fost o glumă, domnul Timar. Dacă ăsta e jocul la momentul ăsta, invitații mei permanenți sunt efectiv colegii mei din Organizația Județeană și Organizația Națională. În rest, personaje de genul ăsta chiar nu mă interesează. Mulțumesc, da. Mulțumesc mult, domnul primar, seară bună să aveți. Vă așteptăm totuși în platou, poate reușiți să ajungeți și la noi. Nu știu, că sunt multe de discutat. Cu invitație din mulțumesc, seară bună, domnul deputat. L-am ascultat pe domnul primar. Deci omul a vrut bani pentru niște chestii de bun simț elementar, să nu încep cu stradă, școală și spital, dar de fapt pentru asta a vrut, da? A vrut să iluminat, a vrut școală, a vrut cămin cultural. Și e cel mai important, cofinanțare. Asta voiam să zic, cofinanțare pentru proiecte. Corect. Bun, domnul deputat, ce vină, habar n-am, bănuiesc că există și în Comuna Limanu. Ce vină are Nea Gheorghe din Comuna Limanu sau Tanti Maria tot din Comuna Limanu, da? Oameni care până la acest moment au suportat scumpiri de aliment, mărirea facturilor la gaze și la electricitate, pandemia, vaccinarea, alergarea de nu poți, dacă n-ai, dacă ai, decât dacă ești vaccinat nu-ți dau voie dacă ai, da. Ce vină au acești oameni? Nicio vină. Ghinionul că ne-am procopsit cu această guvernare de dreapta, cu guvernul și cu premierul tovarășul Iohannis. Asta este ghinion, așa cum spune domnul deputat, ghinion. Dar poate sunt vinovați primarii dumneavoastră. Poate trebuiau să se ducă dimineața la prânz și seara la ministere de resort sau chiar la premier la ușă, da? Și să stea acolo să-i spună: Coane, nu știu ce faci tu cu mine, dar uite, eu am nevoie de, în primul rând, să am bani pentru proiecte, da? Dacă n-am cota care trebuie să o bag, eu ce fac? Vă garantez că au trimis aceste solicitări. Hai, vă dau un exemplu. Banii aruncați așa numai la primăriile liberale. Știe domnul premier Câțu? Vă dau un exemplu pe care îl cunosc, m-am implicat mai mult să dau o mână de ajutor, să vedem ce rezolvăm. Avem o comună, Comuna Oltina. Da. Are două proiecte în derulare la care nu mai are cofinanțare. Primăria vă referiți din... la cele de școli. Școală și grădiniță. Bun. În acest moment lucrările sunt sistate pentru că primăria, cu buget redus din această pandemie, cu încasări reduse la bugetul local, nu mai are bani pentru cofinanțare. Lucrările sunt sistate, atât școala din localitate, cât și grădinița sunt decopertate, nu au acoperiș, sunt lucrările la jumătate. Sunt 255 de copii, de elevi, care trebuie mutați zilnic, transportați la o altă școală. Pe de o parte, s-au solicitat bani pentru cofinanțare și finalizarea lucrărilor cât mai repede. Da. Doamne, s-a solicitat la inspectoratul școlar, la prefectura Constanța. Doamne, s-a solicitat sprijin pentru un microbuz. Doamna Orica, un microbuz cu care... Eu încerc să nu râd. Cu care să fie transportați copiii dintr-o localitate în altă, la Răzoare. Ok. Nu este o distanță mare, dar sunt 255 de copii. Primăria are un microbus de acum vreo 6 ani, 7 ani, funcțional. Deci are. Da, da, în cap, dar 16. Nu face față. Gândiți-vă că trebuie cam să facă... Cam câte ture ar trebui să facă? 18 bun. Curse. Ca bun, și până acum cum s-a descurcat cu acel microbus? Am mai apelat și ne-am ajutat, s-au ajutat între ei, am mai luat împrumut, comodat în microbus de la o altă primărie din județ, de la Amzacea. A solicitat la ISJ, a solicitat la prefectură, nimeni nu-i dă niciun răspuns, a solicitat la Ministerul Educației, nimic. Eu cred că domnul prefect, pune-mă că ai primit o adresă acolo, nu o faci pentru primăria Oltina, o faci pentru 255 de copii. Aveți idei cât costă un microbus de acesta? Așa, cu aproximații. A, păi, de la o comună de aia cu 300 și ceva, lua sigur. Lua deci două, lua două. Bun, primăria Oltina are și o sumă de 2 lei pe aici. De 50.000 de lei, de 10.000 de euro nu poate să-și ia. Deci... Doar la mâna a doua, dar nu poți să cumperi la mâna a doua un microbuz. Domnul deputat, pare să că nu o să aibă încotro sărmana femeie. Dar e o doamnă care este, dacă nu mă înșel. Bun, la acest moment, da? Prefectul a zis nu, invers. N-au răspuns. Inspectoratul școlar... N-au răspuns. Deci nici n-au măcar zis nu. N-au răspuns. Bun. Prefectul? Nu. S-a dus doamna primar la domnul prefect, astăzi discutam cu primăria de la Tortoman, s-au dus
la prefect. Nu primește, nu discută. Doamne, stați un pic. Ce face, domnule? Îi dă brânci de la ușă, stai să nu înțeleg. Nu-l primește, că nu poți să intri pe salariu în secretariat. Spune, domnule, nu este, este ocupat, vă programăm. Nu-i primește. Noi reprezentantul guvernului în teritoriu, guvernul României, nu-i guvernul peneliștilor. Se pare că e guvernul PNL, dacă stau bine și mă gândesc. Bun, nimic. Bun, hai să mai discutăm puțin de banii ăștia din fondul de rezervă. Vreau să știu totuși ce face acea doamnă primar din Oltina la acest moment și ce va face de la anul. Pentru că după știința mea, de la anul, primăria Amzacea își retrage microbuzul și, și rămâne în unul. Am depus o interpelare la Ministerul Educației, dar bine, acum na, că îi avem demis și am depus-o înainte să îi demitem, să solicităm acest sprijin. Dacă nu rezolvăm acolo, vă garantez că din bunăvoința colegilor parlamentari din alt județ vor apela la vreo primărie care are un surplus, să spunem, că poate o fi o primărie care are trei mijloace de transport și poate renunța la unul și o altă primărie, să le luăm încomodat în Constanța, în localitatea Oltina, și până se va finaliza acel proiect să poată fi transportați în condiții omenești de siguranță acei copii, pentru că astăzi sunt transportați cu mașini ale părinților, ale angajaților din primărie, ale profesorilor, dar ferească Dumnezeu să se întâmple un accident, că răspunde acei oameni care duc copiii. Deci, în România există o localitate, da, în care 255, a spus dumneavoastră, eu știam 252, dar probabil că sunt 255, în care 255 de copii sunt, iertați-mi termenul, cărați, că altfel nu pot să-l spun, de luni până vineri, da, cu mașina lui doamna profesoare de română, cu mașina de părinților, ale angajaților primăriei, nu știu dacă au toți, ale oamenilor din localitate. Deci ale oamenilor din comunitate. Da? Și vorba cu două microbuze, unul proprietatea primăriei și unul împrumutat. Bun. Dumneavoastră ați făcut o interpelare, doamna a primit o sumă de 2 lei. Da? Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că nimănui nu-i pasă de așa ceva? Adică, domnule, dar se întâmplă ceva. Dar sunt 252 de copii pentru Dumnezeu. Doamna Măriuca, dacă le păsa, nu ajungeau să ajungeam, că suntem toți în situația asta, să avem spitalele nepregătite în plin val 4. Discutăm să nu avem medicamente, asta, dar fondul de rezervă al primului ministru pentru așa ceva este. Ajungem e fond de rezervă acolo, de urgență. Dar discutăm după o scurtă pauză de publicitate, că se supără copiii din regie și pe bună dreptate de altfel. Pauză publicitate, vă rog. Am revenit, l-am alături de mine în continuare pe Lucian Lungoci, deputat PSD Constanța. Domnul deputat, ați spus înainte de pauză și am stat și m-am gândit, domnule, cred că are dreptate până la urmă. Ați spus că acești bani, da, care s-au alocat, da, până la urmă sunt buni și pentru comunitate, dar ar fi putut fi folosiți pentru altceva? Era mai important pentru altceva decât pentru nevoile comunității? Mă întrebați dacă le pasă și v-am spus că nu le pasă, că ne-au demonstrat. Deci se cheamă fondul de rezervă. Drept este? Al primului ministru. Da. Al guvernului la dispoziția de parcă primului ministru. De parcă și-ar fi făcut rezervă din împrumutul, da, de la eu SUA. Eu consider când ai o rezervă, vă rog, așa, ca strategie guvernamentală, spui niște bani acolo, un fond de rezervă la dispoziția primului ministru. Acel fond de rezervă trebuie utilizat în situații excepționale. De criză sanitară, de cutremur, doamne ferește, de o calamitate. Nu să-ți mituiești să-ți plătești camarila politică, cei care te-au votat pe tine la partid președinte. Dacă ne aducem aminte, la începutul anului, în luna februarie, când s-a votat legea bugetului național, parlamentarii constanțeni PSD au depus o serie de amendamente. Ați avut. Și hai să ne aducem aminte că am solicitat la începutul anului bani pentru continuarea investițiilor în sistemul de irigații în județul Constanța. Nu este primit. Nu. Am solicitat bani pentru, erau mai mulți bani pentru Consiliul Județean pentru drumuri. Lasă, ok, n-au zis că n-au nevoie de drumuri. Am solicitat o sumă de bani necesară demarării documentației tehnice pentru a începe odată pentru Dumnezeu în județul Constanța construirea unei unități spitalicești sau două sau trei, depinde cum spun niște experți. Deja s-a început, a anunțat Septimiu Băurceanu, da?
că a făcut diligențele, eu știți, perfect, sunt cam reținut așa când vom, da, pentru un spital de pediatrie. De pediatrie, perfect, nu rezolvă problema majoră a județului Constanța, spitalul județean și spitalul municipal de boli infecțioase, care din păcate e scos din circuit acum, la ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, avem două probleme. Spitalul județean, știm cu toții că sunt expertize. Are vreo 50 de ani, 60 de ani, are probleme. Sunt expertize, are probleme tehnice. Când, la un seism, ferească la Consiliul județean, da. Sunt la Consiliul județean, sunt expertize tehnice privind rezistența la comportamentul la un seism, de care vorbea și domnul senator Septimiu Băurcean. Categoric, da. Da, nu le inventez eu. Unde ne se spune destul de clar, e dureros și auzim că la un seism de peste 5,6 grade avem o problemă. Cade în cel mai avem o problemă. Cu toate că e parole. Am solicitat suma asta de bani, sumele astea de bani de unde? Că acolo trebuie să scrii și sursa de finanțare. Din fondul de rezervă al guvernului. Bun, la dispoziția premierului. Mai o secundă. Deci nu v-au dat nici pentru spital. Nici dar pentru drum, dădea nouă, doamna Măriucă, dădea pentru, dădeau bun, pentru deci județul nu Constanța. Au dat niciun leuț. L-au votat nici parlamentarii nici spital, PNL, USR nici din Constanța. Drumuri, da, nici pentru agricultură, nimic. Pentru nimic. Bun. În schimb, la momentul acesta, da, s-a apelat la același fond de rezervă, da. Da, și uitați că se împrăștie banii. Doamne, poate n-ați fost îndeajuns, nu știu ce să zic. De poate, de nu ce? Știu, de convingător, domnule. Da, nu, că nu l-am votat pe Câțu. De aici mi se trage. De aici mi se trage. De aici mi se trage fără discuție. Ne-am votat împotriva lui Câțu. Domnul deputat, dacă ar fi fost să, nici nu știu cum să spun, să puteți să aveți posibilitatea dumneavoastră de la PSD să vă fi sunat așa, știți, cu bagheta. Eu am bagheta și le luăm invers. Să vă fi chemat Lucian Lungoci, Horia Tuțianu, Felix Troie și care să mai fi pe acolo. Bă, băieți, uite, eu am banii ăștia la dispoziția mea, da? Din fondul de rezervă. Ia să vedem cum faceți voi împărțirea. Sincer, 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 sincer. Chiar nu v-ați fi favorizat comunele cu primar PSD? Măcar un leuț așa. Doamna Mărică, vă rog. Nu. În primul rând... N-ați fi dat la Olchina, domnul deputat. Ascultați-mă puțin. Din punctul meu de vedere, așa văd eu lucrurile. Aș fi prioritizat primăriile care solicită acești bani. Bun. Ca și cofinanțare la proiecte, pentru că am deci mai spus. Primul criteriu era cofinanțare. Am mai spus-o. Primarul adevărat, bun gospodar, bun manager și un primar adevărat, trebuie să folosească dintr-un leu de la primărie, da, să facă 8 lei, 9 lei. Cum să facă? Să depună un proiect de finanțare pe o investiție, da, cu o cofinanțare de 10%. Cofinanțare de 10%, restul de 90% să-i primească din fonduri naționale, fonduri europene, norvegiene, ce Dumnezeu sunt. Da? Ăla e primarul adevărat. Ca așa să te pui cu fundul pe scaun și să cheltui banii pe care îi strângi din taxe și impozite, e simplu, nici nu trebuie prea multă școală. Dar vedem că avem noi primari care nici măcar păia nu-i cheltuie. Avem niște exemple. Nici păia nu sunt în stare să-i consume. Și mă refer la primăria Constanța, cea care deci de-aia eu aș prioritiza, își tot ține banii deoparte. De-aia aș prioritiza primăriile care au nevoie de cofinanțare. Deci primul criteriu, cofinanțare. Al doilea criteriu care ar fi fost. Necesitățile urgente, cele legate de sănătatea, de siguranța locuitorilor din localitatea respectivă. Vă referiți cu predilecție și la perioada aceasta pandemică? Cum să nu? Dacă aveau solicitări, că au nevoie de, nu știu, de modernizarea cabinetului medical din localitate, dacă au nevoie de teste pentru școală, dacă au nevoie de teste pentru populație, cum să nu? Da, dădeam banii pentru așa ceva. Ar fi putut să scoate exclus din fondul de rezervă pentru așa, da, ceva? Și vă spun sau că de acolo poți să scoți și să dai la ascultați-mă, orice? Ascultați-mă, și vă spun că lăsam pe ultimul palier că nu-i vopsi gardul la școală, că am nevoie să zugrăvesc pe exterior, că vreau să modernizez un drum și vă spun de ce. Că sunt N posibilități, sunt alte posibilități de a accesa fonduri pentru drumuri. Uite, vine marele proiect Angel Saligny. 5 milioane pe la localitățile, cred și vom vedea că voi solicita localitățile respective să ne comunice în viitorul apropiat unde s-au dus banii, pe ce au cheltuit. Sunt pentru niște drumuri. Eu cred că era mult mai simplu să depună un proiect, să obțină o finanțare pe Angel Saligny, pe proiectul lor, și să-și facă acele drumuri, nu din banii din fondul de rezervă al guvernului. Deputat, credeți că va mai exista un Angel Saligny? Haideți să fim foarte corecți. De obicei suntem corecți noi, da? Haideți să fim foarte corecți. Vorbim de un guvern care a picat.
Nu știu ce atribuțiuni, ce poate să mai facă acest guvern. Da, ordonanța este nu dată. Este dată. Ordonanța de guvern privind Programul Național de Investiții, este, Programul Angel Saligny, este dată. Este dată, e foarte adevărat. Dar de unde bani dacă tu ești pe un picior de plecare, cu, tot din fondul de rezervă? Dar nu se oprește țara că pleacă Câțu. Nu se oprește România, nu se oprește timpul că pleacă Câțu. Din fondul de rezervă al premierului s-au dat banii ăștia. Angel Saligny, programul nu are treabă cu fondul de rezervă al guvernului. Păi de unde îi dă? Programul Național de Investiții, programul Angel Saligny, este un program cu bugetare multianuală din bugetul național. Bun. Din taxele și impozitele românilor, că nu îi aduce Câțu de acasă. Nu știu, e în stare să spună și asta, da? Deci, Angel Saligny este din bugetul național, ăsta este din fondul de rezervă, ăla este din altceva, da? Întrebarea mea, care cred că este de bun simț elementar, eu, Măriuca Andron, dumneavoastră Lucian Lungoci, Mădălina care este în regie, nu e așa că contribuim și noi, dom'le, fie și atât la toate aceste bugete? Da, păi fondul de rezervă e din banii noștri. E din banii noștri. Corect. M-a întrebat pe mine cineva, nu știu, zic și eu, da? Dom'le, m-a întrebat și pe mine cineva, bă, Măriuca Andron, dai și tu bani, niște bani statului român, da? Bă, tu chiar vrei să-i dau, uite, 5.000 la Techi. Doamne, n-am nimic cu primarul din Techeriu. Chiar mi-e drag omul ăla, da? Da, uite, dau 50.000 la Agigea, că și așa, Cârjaliu, și ăsta este, o să-i zic și domnului Cârjaliu, primarul, 50.000. Că bag de seamă că nu reușiți să treceți. Nu știu, nu țin neapărat să facă cineva un referendum pe seama asta. Nu știu dacă pricep. Dar ne-a întrebat. Ne-a întrebat. V-a întrebat pe dumneavoastră. Și pe dumneavoastră v-a întrebat. Când? Și pe cei de acasă care se uită la noi ne-a întrebat. Când ne-a întrebat? Știți când ne-a întrebat? Nu știu. În decembrie 2020. Da, aici pe 6 trebuie să vă dau dreptate. 2020 ne-au întrebat. Din păcate, președintele Iohannis, care este marele vinovat de ceea ce se întâmplă, nu a ținut cont de răspunsul dat de dumneavoastră, de mine și de alți oameni. Pentru că, haideți să ne aducem aminte, alegerile au fost câștigate de Partidul Social Democrat. Răspunsul oamenilor, celor mai mulți oameni. Obligația PSD-ului era să creeze o majoritate și nu văd cu cine ar fi creat-o la momentul acela. Obligația președintelui Iohannis era să desemneze un premier de la partidul câștigător, care a câștigat alegerile. Și cu cine, Doamne iartă-mă, făcea PSD? Doamna Măruca nu a vrut să facă acest lucru. Ne-a anunțat încă dinainte de alegeri că, indiferent de rezultatul alegerilor, el știe ce guvern va avea. PNL, USR, UDMR. Ne-a anunțat încă dinainte de 6 decembrie. Acum că a picat guvernul Câțu, ce facem? O luăm de la capăt? Păi o luăm de la capăt, pentru că în acest moment se duce PSD cu un suntem într-o situație mai urâtă. Pentru că dacă stăm și analizăm toate combinațiile, permutările între formațiunile aflate acum în Parlamentul României, care au senatori și deputați, au grupuri, eu nu văd o cale de ieșire din această criză în care ne-a aruncat tot Iohannis. De ce vă spun? La ultimele declarații, războiul din coaliție între PNL și USR și discursurile pe care le-au avut în timpul dezbaterii moțiunii, eu nu văd să mai stea la aceeași masă. În politică niciodată nu văd. Să spui niciodată. Bun, că deci varianta asta, eu văd. O secundă, regia, dacă se poate, aș mai avea o legătură telefonică, dacă puteți să mi-o dați, dacă vă rog, scuzați-mă, domnul deputat. Deci varianta actuală de coaliție nu mai văd să stea în picioare. Și atunci cine stă în picioare? O varianta ca PNL să guverneze cu PSD este exclusă. Varianta PSD-USR este exclusă. Domnul deputat. Varianta PSD varianta AUR Câțu încă, nu varianta ajunge, nu face Câțu încă majoritate. 45 de zile. După care Câțu din nou, după care Câțu a doua oară, Câțu a treia. Domnule, avem exemple, Boc 1, Boc 2, Boc 3. Știu, îmi veți spune că nu-i permite Constituția. PSD-ul nu va vota așa ceva, pe acest premier, acest guvern încă o dată. Singura variantă, o discutăm de câteva zile, de când a căzut acest guvern și propunerea pe care o are Partidul Social Democrat, considerăm cea mai sănătoasă în acest moment, este de a forma un guvern de specialiști care să treacă, să ducă România printre această până criză 4-5 luni de zile și să demarăm procedura până de alegeri anticipate. Problema este că până se demarează, până se întâmplă, până îl mai ține pe Câțu, până îl schimbă pe Câțu, da?
primarii din județul Constanța și nu numai, ai dumneavoastră ai PSD-ului, s-au trezit cu minunea asta pe care eu mă uit și pe dungă de când am primit-o și zic, Doamne iartă-mă, dar asta e chiar pe față. Adică sunt, ce să vă zic, să vă dau exemplu orașelor, o să vă dau exemplu orașelor, dar vreau să am și un reprezentant al orașelor din județul Constanța. Fac vorbire despre Florin Chelaru, primarul din Năvodar, de aici de unde suntem. Bună seara, domnul primar! Sărămâine, doamnă, salutări și domnului deputat, vă salut meu și, bineînțeles, tuturor năvădărenilor de noștri. Domnul deputat, o fi avut gura urită. Domnul primar, am și o întrebare înainte de orice. Cum stați cu spatele? Aveți probleme de coloană, de mijloc, de ceva? Nu prea. Nu aveți. Prea. E bine, domnule, e bine. Știți de ce voiam să știu? Voiam să știu cum, doamne iartă-mă, cărați cele 100 de milei, da, pe care vi le-a dat Câțu. Păi, din păcate, cu așa sumă, de unde să mă mai doară spate. Așa, deci era mai greu dacă erați de la Hârșova, de la Negru Vodese, de la Murfatrar cu 500, nu-i așa? Cred că s-a gândit la spate. Cred că premierul s-a gândit la spatele dumneavoastră. Da, mă doare capul asta, vreau să vă zic că mă doare cu așa sumă. Ce faceți cu ea? Cu banii aceștia? Nu știu, probabil că vom plăti utilități. Orașul Năvodar a trimis toate documentele justificative către Guvernul României. Exact ce spuneți, domnule. Exact pe impunerile Guvernului României și am arătat că avem nevoie de bani în anumite zone, să zic așa. Ei, bineînțeles că și-a bătut joc de noi. Așa cum ați aflat și dumneavoastră, cum a spus și dumneavoastră în emisiune, așa cum știe toată țara, dar mi-e foarte greu să găsesc cuvintele pentru a avea un limbaj de bun simț, așa cum cred că trebuie să-l am. Domnul primar, de ce sumă aveți nevoie? Ce sumă ați solicitat? Noi am solicitat sumele pe care trebuia să le dăm executorilor, atât la UTMedia, cât și la Rompetrol, adică în valoare de 12 milioane de euro. E adevărat că n-am crezut că vom putea primi sumele acestea, pentru că, normal, sumele acestea sunt destul de mari și probabil că, de-a lungul timpului, ar fi trebuit să zic așa, să plătim și noi, dar și să fim ajutați de statul român, tocmai pentru că și noi, la rândul nostru, ajustăm statul român cu sume de bani, apărând dintr-un oraș în plină dezvoltare. Deci sumele astea de bani nu sunt sume pe care le primim din milă. Acești bani vin tot de la orașul Năvodar și de la dezvoltarea orașului Năvodar. Și de aceea noi am crezut că este oportun să spunem adevărul și să avem, zic eu, speranța că vom primi bani. Bineînțeles că nu am primit nimic, iar banii noștri au plecat către alte primării, în speță cele PNL, după cum ați spus și dumneavoastră. Cum vă simțiți față de colegii dumneavoastră pe care i-am citat mai adineaurea, Hârșova, Murfatlar, Negru Vodă? Nedreptățiți? Cum se simte un locuitor? Vreți să vă spun, vă rog. Vreți să vă spun adevărul? Chiar vă rog. Eu am început mandatul acesta cu următorul mesaj și am spus, nu politicienii sunt de vină. Deci oamenii, votanții sunt de vină. Toată lumea, toți sunt supărați pe mine că, domne, cum îndrăznesc să mă iau de electorat, că... Nu, domne, nu. Atâta timp cât cei care au votat au vrut special un anumit tip de partid sau o anumită alianță, în speță, PNL plus USR. Și când colo ce să vezi? Un scandal, o mizerie de guvernare. Această mizerie de guvernare n-a făcut decât rău acestei țări. Dar a făcut rău și orașelor din această țară.
De ce să fiu supărat pe primarul de la Cernavodă, Hârșova, Techer Ghiol, care a luat 5 milioane și Techer Ghiol e un sfert de cât Năvodariu, da? Sau Ovidiu? Îmi sunt prieteni ei. Ei, ca și politicieni, să știți că ei încearcă să aducă bani la comunitățile lor. Eu nu pot să fiu supărat pe ei. Dar eu sunt supărat într-un final pe cei care au votat în disperare un guvern PNL plus USR, un guvern care și-a bătut joc de România și își va bate în continuare joc și încă o dată spun, vreau să fiu de bun simț și să nu amintesc despre președintele nostru care ne face care joacă golf și pleacă foarte des din țară. Și o ultimă întrebare, mai aveți vreo speranță că veți primi o sumă mai consistentă, nici nu știu cum să-i spun, prin Angel Salini? Aveți speranță măcar? Asta este marea mea grijă și marea mea problemă. Așa cum spunea și prietenul meu, Lucian, deci ne e frică pentru Angel Salini. Acolo, ăia sunt bani munciți și vor fi bani munciți prin proiecte. Aceste proiecte sunt făcute tocmai din disperarea oamenilor. Cel puțin la Năvodare. Am nevoie de asfaltare pentru zona de Mamaia Sat. Oamenii ăia mă înjură și vor asfaltare. Am nevoie de proiectul ăsta. Dacă ei, în stilul lor, vor tăia, încă o dată spun, sunt vinovați ei sau sunt vinovați cei din Mamaia Sat care nu m-au votat sub nicio formă, în schimb au votat în disperare PNL-ul care își bate joc de proiectul pentru asfaltare Mamaia Sat. Și dacă primiți tot 100, ce faceți? Dacă primesc 100, o să asfaltez de 100. Acolo primește sau nu primește. Sau dacă nu primiți deloc, atunci mulțumesc mult pentru intervenție, domnul primar. Seară liniștită să aveți în măsura în care mai poate fi liniștită după ce ați primit vestea asta. Seară bună! Domnul deputat, domnul primar a zis-o cu subiect și predicat. Dacă primesc 100, fac de 100, da? Problema e că oamenii aceștia, chiar dacă primesc 100, în 2024 se vor duce din nou în fața electoratului. Electorat care căruia să-i spună ce? Băi, eu am vrut, dar n-am avut cu ce, că nu mi-a dat ăla. Știți cum e om? Da, doamna Marica, eu cred că electoratul, eu cred că românii, oamenii au înțeles la un an, uite, mai avem un pic și... Nu e incredibil. Sau și mă gândesc, acum realizez, n-a trecut niciun an de guvernare Câțu, atât rău, într-o perioadă atât de scurtă de timp, nu a putut să facă niciun guvern. Stați o secundă, că dacă îl întrebați pe primarul de la Techer Ghiol, uite, toate au de... Ăla o să zică că i-a făcut bine. Doamne, dar nu vorbim de ce i-a făcut primarul de la Techer Ghiol, că i-a dat 5 milioane de lei să-și facă să-și asfalteze de străzi. Să zică, uitați-vă la bine. Ce se întâmplă în România. Lăsați numai, hai să trecem, depășim situația asta că a dat banii, a dat niște bani la primării. Uitați-vă unde suntem. O Românie abandonată, total nepregătită, bine lăsată... Bine că n-a spus eșuată, precum... Abandonată, mai urât. Lăsată de izbeliște toată vara. Toată vara, când a fost o perioadă mai relaxată, în care ne puteam pregăti ca țară. Știam toți că urmează valul 4 al pandemiei. Nu știa dumneavoastră, zis că noi suntem capabili de orice. Știam, gata, valul 4 nu mai vine. Dacă vorbim de sănătate. Lăsată de izbeliște, n-a interesat pe nimeni, n-a pregătit absolut nimic în domeniul sănătății. Dacă ne uităm că au lăsat populația vulnerabilă prin liberalizarea prețurilor pe piața de energie și gaz, au lăsat efectiv populația vulnerabilă în fața jucătorilor la bursă, că de fapt asta sunt, a distribuitorilor de energie și gaz, niște jucători la bursă, care vor să facă profit cât mai mare, că sunt niște privați, asta este menirea lor, să facă profit, da? Pe unde? Pe spinarea oamenilor. Ori tu ca guvern îi lași pe oamenii tăi, a spus-o președintele statului, statul a eșuat în misiunea lui de a-și proteja cetățenii. Sincer să fiu, domnul este deputat, incredibil. Nu mă așteptam să aud un președinte al unei țări spunând așa ceva. Vând regia, rog să mai îmi dați 3 minute și știu sigur că puteți, da? Vă întrerup, aveți dreptate în ceea ce spuneți, dar mai am niște. Care e pasul următor pe care îl faceți dumneavoastră, reprezentanții PSD? Astăzi, dacă nu mă înșel și informația este bună, în Galați, primarii PSD
parlamentarii PSD parcă au protestat în fața prefecturii. Zic, bine, deci, ce face PSD Constanța? Un protest, o formă de a nu fi de acord. Și eu sunt de acord cu astfel de proteste. Am discutat cu colegii mei și cred că nu pot să vă spun acum, dar o să vedem ce se întâmplă și în Constanța așa ceva. Că protestăm acolo nu rezolvăm problema. Este o formă de protest. Da, e o formă de manifestare. De manifestare. La nivel național, central, Partidul Social Democrat va depune plângere penală împotriva premierului Câțu pentru ilegalitatea pe care au comis-o prin modul în care a împărțit acești bani. Aduceți-vă aminte că v-am întrebat la început, domne, e legal ce a făcut? Și a zis da. Care este ilegalitatea? Nu, este legal să-i dea, să-i utilizeze, forma, nu criteriile pe care le-a folosit la împărțirea acestor sume. Bun. Vorbim de criterii care sunt strict politice, atât. Deci va depune plângere penală împotriva acestei ilegalități. Dați-mi voie să am dubii cu plângerea aia penală, pentru că știm cu toții că nu se va întâmpla nimic. Așa e la noi. Bun, altceva. Eu cred că domnul președinte Ciolacu nu se joacă cu cuvintele și din ceea ce am văzut, ceea ce a promis până acum românilor, că va dărâma guvernul Crăciun, că va depune moțiune, că vom vota prima moțiune adusă în Parlament. Da. Știți că a fost o perioadă în care ne acuzau toți de un joc dublu, că suntem într-o alianță cu PNL-ul, că nu vom vota. Bun, depuneți plângere penală, repet, eu am rezervele mele pentru că văd cum funcționează structurile statului. Altceva ce mai puteți face? Demararea procedurii, tot ceea ce este legal posibil pentru a ajunge la alegeri anticipate. Să sperăm că veți reuși, mai puțin de un minut, mi-arată regia că s-a terminat, dar am mai cerut 3 minute. Îl aveți în față pe premierul Câțu. Uite așa, bagheta mea magică, dar ce îi spuneți-o? Dar vă rog să nu-l înjurați că nu înjur, n-am astfel de obiceiuri. Cât mai are de stat acolo la Palatul Victoria să oprească șantajul, pentru că n-am mai discutat-o până, să nu mai șantajeze cu revenirea lui la Palatul Victoria, că nu va reveni, și să dea în regim de urgență punctul de vedere al guvernului referitor la legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze, punct de vedere fără de care această lege nu își poate scurta circuitul legislativ. Românii au nevoie cât mai urgentă de această lege de plafonare a prețurilor, pentru că fără această lege nu putem să venim în ajutorul oamenilor, să achităm statul, să suporte parte din facturile care vor veni peste noi în această iarnă. Și o altă întrebare, răspuns și mai scurt decât ăsta. Aveți în față pe tanti Maria, care are un băiat sau o fată, ce alegeți dumneavoastră, din Oltina. Și toată ziua o duce, nu mai știe nici ea cu ce să mai ducă la școală. Ce ea spune lui tanti Maria, disperată deja, da? I-a au venit facturile scumpite, ea s-a scumpit mâncarea, i s-a scumpit aia, e speriată într-una. Ce ea spune lui tanti? Și după una alta nici n-are cum să ducă copilul, să-l aducă, și caută zilnic o mie și una de variante. Ce spuneți lui tanti Maria? Eu și alături de ceilalți parlamentari PSD facem tot ceea ce ne stă în putință să rezolvăm aceste probleme cu care se confruntă toți oamenii. Și că suntem în continuare alături de ei, spuneați de meeting. Da, oricând eu ies în stradă, îmi iau colegii primari, eu n-am spus niciodată nu, nu am de ce să mă ascund, nu am de ce să mă feresc, sunt votat de către electoratul PSD și trebuie să fac tot ceea ce stă în puterea mea să-i reprezint, să-i ajut. Mulțumesc mult că ați fost în această seară alături de noi, iar vouă, dragilor, ce să vă spun, să aveți o seară liniștită în măsura în care mai putem fi liniștiți într-o Românie în care în fiecare zi, dacă nu cumva în fiecare oră, mai primim câte veste proastă. Seară bună să aveți totuși!